Astăzi s-a desfășurat prima etapă a competiției de descarcerare și de acordare a primului ajutor calificat în faza zonală, în cadrul căreia concurenții din mai multe județe ale țării au simulat diferite scenarii în care viața oamenilor depindea de toată priceperea și iscusința trupelor de descarcerare, pompierilor și paramedicilor SMURD. Dați-mă, vă rog! Este inconștient, are nevoie de echipaj de salvare. A fost lovit de un hoț. A fost lovit de un hoț? De un hoț. De un hoț? Da. Da. Zona este sigură? Da. Este sigură, da. Respiră. Respiră. 26, 27, 28, 29, 30. Continuă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venim pentru ambulanța 1, recepție. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Domnul, vă rog frumos, lăsați-ne puțin. Vă rog frumos, domnul. Ați vrut niște sepe, domnul, vă rog frumos. Să vină cineva să ne ajute. Circa 4 minute am făcut masaj cardiac. După primul șoc și a revenit, a ieșit din stop. La evaluarea secundară am găsit plaga antebraț stâng și contuzie membru inferior stâng, gambă stângă. 18 respirații pe minut, funcțiile vitale, după ce a ieșit din stop, avem frecvență cardiacă 72, puls 62, 18 respirații pe minut, tensiune 17/130, umflare capilară peste 4 secunde. Această competiție, care are drept scop principal verificarea deprinderilor practice prin abordarea diferitelor scenarii complexe, cuprinde două probe distincte, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Pistu Mehedin ți-a dat startul astăzi primei etape a competiției de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat. Echipaje din cadrul județelor Mehedinți, Argeș, Gorj, Olt, Dolj și Vâlcea se vor întrece pe parcursul la două probe, descarcerarea din vehicule și acordarea primului ajutor calificat. Chiar dacă vremea astăzi nu a ținut cu noi, îi așteptăm mâine pe Severineni să participe împreună cu noi la această competiție. Probele presupun scenarii simple și complexe cu scopul de a îmbunătăți pregătirea în domeniu pentru a asigura o eficiență sporită în salvarea victimelor ca urmare a accidentelor rutiere. Chiar dacă vremea nu a fost chiar prietenoasă, acest lucru reprezentând o provocare pentru cei care au participat la competiție, echipele au dat tot ce au avut mai bun și au executat cu profesionalism fiecare probă. La competiția de descarcerare din autovehicule, salvatorii se întrec în a scoate în timpul cel mai scurt și în stare foarte bună victima din autoturisme. Au pe timpul celor două zile de concurs o probă simplă și o probă complexă la care ei sunt testați în ceea ce privește modul și procedurile operaționale pentru extragerea victimilor din autoturism. Competiția a fost una strânsă, plină de emoții, atât pentru cei care au concurat, cât și pentru cei care au urmărit cu interes situațiile pe care salvatorii le-au simulat. Suntem 6 județe prezente, ne-am descurcat echipa foarte bine pe traumă, am avut mici emoții fiind primul concurs. Prima etapă a acestei competiții s-a dovedit a fi un real succes. De asemenea, a fost o demonstrație de curaj, perspicacitate și profesionalism pentru cei care au urmărit de pe margine cum salvatorii din Mehedinți, Argeș, Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea s-au întrecut pe parcursul celor două probe. Aceștia au devenit cu ușurință un exemplu pentru cetățeni și au arătat totodată cum se desfășoară o zi de muncă din viața profesională a acestora. Mâine va avea loc a doua etapă a competiției, urmată de ceremonia de premiere.